Pe o plajă din stațiunea Mamaia și într-o atmosferă romantică, designerul Cătălin Botezatu și-a lansat o nouă colecție. Însă de această dată nu de lenjerie intimă sau parfumuri, ci de vinuri. Aceasta cuprinde 3 produse, un vin și 2 spumante. După ce a lansat pe piață colecții de haine, lenjerie intimă și parfumuri, acum Bote a decis că este timpul să apară pe piață și cu o colecție nouă de vinuri. Atât vinul cât și spumantul este spumant ca și mine, efervescent ca și mine. Acesta cel puțin este dulce, celălalt este sec, așa cum trebuie să fie un bărbat care trebuie cucerit. Ăsta este dulce, eu știu, care merge la o femeie sau la cineva care vrea să bea un aperitiv înainte de, eu știu, dinerul, deci masa de seară. Este un vin care mă caracterizează pentru că e făcut cu multă iubire, din iubire și pentru iubire. Înconjurat de prieteni care spun că noua colecție le reprezintă, designerul și-a prezentat colecția pe plajă din Mamaia. Botezatu și-a pus propria semnătură pe un vin roze și 2 variante de spumant românesc. Dulce, ceea ce este foarte bine pentru că te minte, după 2 pahare așa, finuț, fresh, eu vorbesc acum ca și cum aș cunoaște, știi, dar asta simt eu. Și am mai spus, are din eleganța lui Botezatu. O lansare foarte frumoasă a lui Cătălin Botezatu, de data asta de vinuri. O colecție la fel de fashion precum și hainele lui. La această lansare, atmosfera a fost întreținută de nimeni alta decât Lidia Buble. Din această săptămână, colecția de vinuri va putea fi găsită în cluburi, dar și în magazine. Despre cele 3 sortimente de băutură, designerul spune că sunt bune pentru serile jucăușe de amor.